Pe Ștefan Baută îl știi deja de 2 săptămâni. Este pompier la ISU București și îți povestește cum au mers intervențiile după fiecare tură pe care o are. Ultima dată când a fost de serviciu nu a fost deloc ușor. Am avut un număr de 14 pacienți, unii luați de la domiciliu, confirmați în cursul nopții de către cei de la DSP. Am mai avut pacienți care au fost transportați de la spital altul și alți pacienți transportați de la spitale pentru dializ. Munca de salvator în prima linie nu e deloc ușoară, iar la asta se adaugă și dorul de cei dragi. Ștefan nu și-a mai văzut soția de 3 săptămâni, iar astăzi are emoții pentru că poate merge în sfârșit la ea. Trebuie să stea însă la distanță. Astăzi o să fie o revedere, să spun așa, dar este păcat că nu o să putem să luăm și contact fizic în cursul acestei zile. Trebuie să protejăm familia și asta este singura modalitate în care putem să ne protejăm aproape. Care va fi primul lucru care îi spune soției? Bineînțeles că mi-a fost dor de ea și o iubesc. După 48 de ore de pauză, Ștefan va intra din nou în tură și speră ca intervențiile la pacienții cu COVID să fie din ce în ce mai puține.